Caz șocanțar a trecut în municipiul Roman. Un bărbat de 30 de ani a fost găsit mort în mașină, împușcat în gât. Echipajul serviciului de ambulanță deplasat la fața locului a constatat decesul bărbatului. De asemenea, la fața locului a fost identificată o armă. Cadavrul bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Cadavrul bărbatului a fost transportat la serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Prima variantă a oamenilor legii este sinuciderea. Tânărul lucra la un magazin de arme din Roman al părinților săi și deținea permis.